Paris 1883. La balul celui de-al patrulea arondisment. Sala de marmură a primăriei, scăldată în lumina candelabrelor, e populată și multicoloră. În mijlocul parchetului, domnișoara Henriette Perrichon valsează, copleșită încă de emoțiile primului bal. În timpul acesta, domnul Perrichon, tatăl, proaspăt retras din afaceri, și doamna Caroline Perrichon, soția distinsului comerciant, stau la bufetul amenajat între coloanele din celălalt capăt al sării. Și, fiindcă domnul Perrichon a trecut de mult de vârsta valsului, se ocupă cu consumarea unei serioase felii de șuncă. Băiete, puțin muștar. Imediat. Așa, așa, mai pune. Perrichon, nu-i așa? Grozavă-i vinare, e rochea de Dante. Cred și eu, o roche de 300 de franci. Băiete, o felie de pâine. Imediat. Perrichon, ia spune, Henriette, am primit 18 ani. A trebuit să începem să ne gândim serios la... Da, Caroline, o să ne gândim și la asta. După ce ne-am întoarce în Elveția. Băiete, o gelatină de pasăre. Imediat. Și... Între o ferie de șuncă și o gelatină de pasăre, domnul Perrichon aruncă o privire protectoare și duioasă către domnișoara Henriette, care e purtată pe aripile valsului de tânărul André de Courcel, un dandy după ultimul jurnal de modă. Aveți o roche minunată, domnișoara Henriette. Merci. Și dansați admirabil. Merci. Sunteți fermecătoare, domnișoara Henriette. Oh, merci. O să am plăcerea să vă văd și la balul de marți seara. Oh, merci. Nu, domnule André. Oh, dar de ce? Noi luni dimineața plecăm din Paris cu trenul de Lyon. O, adevărat? Pentru multă vreme? Pentru o lună. Papa ne duce în Elveția. A spus că vrea să-mi completeze educația prin mărețul spectacol al naturii. Într-adevăr, o idee admirabilă. Trebuie să vă bucurați mult, nu-i așa? Da, domnule André. Papa ne promite călătoria asta de un an, dar a vrut mai întâi să se retragă din afaceri. Or, cum spunea mamă, un comerciant nu se retrage din afaceri așa de ușor ca o fată din pension. Așa că... Valsul s-a terminat. Domnul André de Courcel o conduce galant pe domnișoara Henriette până la papa și mama. Oh, domnule Perrichon, fiica dumneavoastră dansează admirabil. Vă felicit. Ești natural tinere. Educația ei de la vârsta de 8 ani și până azi mă costă peste 12.000 de franci. Nu știi ce reprezintă asta? Oh, îmi dau seara. Poate că nu. Și atunci am să-ți spun eu. 150.000 de metri de stambă, tinere. Enorm. E, s-a făcut două ceasuri. Henriette, mergem acasă, gata. Papa, încă un vals, unul singur și gata. L-am promis domnului Roberto Zanani. De altfel, uite-l că vine. Atâta că nu te supăra, dar valsul următor e al meu. Nu-i așa, domnișoara? Doamne Perrichon, sunt gelos pe prietenul meu, Robert de Savary. Domnișoara Henriette i-a acordat 5 valsuri și mie numai 4. Nu-i nimic, domnule de Courcel. Am să intervin pe lângă Perrichon să mai rămânem și valsul următor. Așa că o să împăcăm și capra și varza. Admirabil, foarte spiritual. Domnișoara Henriette, vals a început. Am și pierdut câteva măsuri. Vă rog să nu-mi răpiți mai multe. Sunt gata, domnule Robert. Așadar, luni dimineața plecați în Elveția, cu trenul de Lyon, așa? Da, domnule Robert. Papa vrea să-mi completeze educația prin mărețul spectacol al naturii. Luni
dimineața la gară. Unde sunt bagajele? Ah, uite-le, cine ține umbrele? Așa, și biletul meu de noapte și pardesiul meu? La mamă! La mine, la mine, la mine! Și ochelarii? Unde sunt ochelarii? Pe nas, papa! De ce nu-mi spui că nu vedeam nimic? Uf, ce calm! Dacă te spați așa, nici după ce și pe noi! De ce vrei, Carolin, plecare? E partea cea mai grea, așa. Stați pe loc, nu vă mișcați? Mă duc să scot biletele, nu? Pardon, pardon! Dați-mi voi să trec la ghișo! Vă rog, cât costă 3 bilete până la Lyon? 172 de franci și 30 de centime clasa a doua. 172 de franci și 30 de clasa a doua. Bun, dați-mi, vă rog, de clasa a doua. Nu se dau, încă aveți răbdare. Ce mai vrei, domnule? Ah, n-am știut. E prima oară când plec în străinătate. Ah, uite de unde cazi! Vă iertați, loc o faceți, loc! Vezi, ți-am spus că venim prea de vreme. Nu ne-ai lăsat nici să bem cafeaua. Nu-i nimic, am amortizat banii de trăsură, așa. Ah, Ariet, da, uite copila mea, ține carnetul ăsta. L-am cumpărat pentru tine. Ce se fac cu el? Ca să-ți dezvolți spiritul literar. Pe o pagină ai să notezi cheltuielile și pe cealaltă impresiile. Care impresii? Impresiile tale de călătorie. Tu o să scrii și eu o să ți le dictez. No, o să fie vesel. Ah, uite, să începem. Scrie. Nu, 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 fă economie, copila mea. Pe prima pagină, sub carnet de impresii, scrie trăsura, casă, gară, 30 de centime. Așa, așa, așa. Șamantanele dumneavoastră, vreți să le înregistrați? Da, sigur că vreau, sunt toate, stai să le număr. 1, 2, 3, 4, nevastă-mea 5, fiică-mea 6 și cu mine 7. Suntem toți, da. Atunci ne dăm drumul, veniți cu mine. Haide să nu pierdem vremea. Carolina, areți, stați pe loc, nu vă mișcați să nu ne rătăcim. Aici? Aici. Vă rog, înregistrați bagajele astea pentru Geneva cu schimbarea de tren la Lyon. Aveți bilete de tren? Nu, încă nu le-am scos. Fără bilete nu putem înregistra. Grăbiți-vă. Nu putem înregistra, grăbiți-vă. Imediat. Bagajele până nu iau biletele. Atunci ce mai aștepți? Ia biletele! Încă nu s-a deschis casa. Acolo îmi spune grăbiță-mă, dincolo îmi spune să am răbdare. Acum nu știu ce să mai fac. Să mă grăbesc sau să am răbdare? În orice caz, fă ceva. Am înțepenit aici în picioare. Ah, stați că s-a deschis casa. Ce îndulcești? Nu, nu, nu. Stai la locul din tale. Trebuie să mă rezistrez bagajele, o să pierdem trenul. Carolin, Aret, pune-ți mâna pe bagajele. Bine, 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 nu spuneți ce bilete vreți? Nu v-am mai spus odată, 3 a doua pentru Lyon. 116 franci și 10 centime. Da, poftiți. Așa, Carolin, am luat biletele. Aret, da, scrie în carnetul de impresie, 116 franci și 10 centime. Nu vă mișcați. Nu vă mișcați, mă duc să înregistrez bagajele. Loc, 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 faceți. Timpul acesta, în bufetul gării, domnul André de Courcel, într-un costum ireproșabil de dandy în voiaj, stă la o masă de lângă fereastră și pare că așteaptă calm plecarea trenului. Pare numai, fiindcă de la postul lui de observație cuprinde foarte bine cu privirea mișcările grupului Perichon. Deodată, domnul André de Courcel tresare. O mână i s-a lăsat pe umăr. Bună dimineața, André de Courcel! Oh, Robert de Savary, dar ce cauți aici? Eu am condus niște prieteni care pleacă. Și tu? Eu aștept niște prieteni care trebuie să se întoarcă. Cu trenul de Lyon, nu? Ce vrei să spui? Ascultă, Andrei, ne cunoaștem prea bine. Hai, mărturisește. Uite acolo, lângă bancă, multicoloră ca vitrina chioșcului de ziar. Cine? Ariet Perichon. Mărturisește că urmărește exact același lucru ca și mine. Nu cred. Eu o iubesc din prima clipă. Din prima clipă în care ai aflat că e fata lui Perichon, Stamba Angro.
Nu, nu e adevărat. Pentru mine Henriet înseamnă... O zestre de 1.000.000 de franci, nu? Hai, nu încerca să mă înduioșez, Andrei. Tu știi că la această afacere trebuie câștigată de urgență încrederea mistrețului, adică a lui Perichon. Hmm. Când ai aflat că onorabila familie pleacă în Elveția, o idee genială te-a străfulgerat. Ți-ai zis, plec și eu și întâlnesc în tren, ca din întâmplare, fiindcă unde se pot apropia mai repede oamenii decât într-o lungă călătorie, nu? De unde știi toată povestea asta? De la mine, fiindcă și eu am gândit la fel. Hai, mărturisește, Andrei, trenul pleacă peste 5 minute. Mă rog, să zicem că sunt de acord. Ei și? Andrei, domnul Perichon are multe milioane, dar numai o singură fată. Jucăm amândoi la o loterie cu un singur bilet câștigător. Soluția ar fi poate că peste jumătate de oră unul din noi să arunce pe celălalt pe fereastra vagonului, nu? Dar nu ne plac soluțiile violente. Și cum niciunul din noi doi nu o să renunțe de bunăvoie, eu îți propun un pact. Adică? Să presupunem că suntem la o vânătoare de mistreți. Dacă ne certăm între noi, riscăm să speriem vânatul. De aceea îți propun o operație prudentă și diplomatică. Peste 2 minute o să apărem amândoi în compartimentul familiei Perichon, ca din întâmplare. Domnișoara Henriette o să se emoționeze și domnul Perichon o să exclame probabil, vai ce fericită coincidență. Trenul o să pornească și noi o să ne continuăm călătoria ca din întâmplare. Și până la urmă soarta sau, mai bine zis, abilitatea personală va hotărâ care din noi doi va câștiga încrederea lui Perichon și zestrea Henriette. Ah, perfect, dar nu văd avantaje. Avantaje? Avantaje pentru cel învins. Întrucât învingătorul îi va aloca, fără dificultăți, 10% din zestrea domnișoarei Perichon, plus cheltuielile de deplasare. Aha. De acord? Hai, grăbește-te, mai sunt 2 minute. De acord. Convenția se respectă? Sub cuvânt de onoare. Perfect. Atunci nu mai rămâne decât să facem și o copie în scris. Dar să vedem ce se întâmplă pe peron. Trenul pleacă peste 1 minut. Ce face oare domnul Perichon? Ah, s-a făcut. Am înregistrat bagajul. Henriette, scrie în carnetul de impresie. 14 franci înregistrarea bagajelor. V-am spus că luăm prea multe geamantane. Ei, domnul, pe mine m-ai uitat? Cu cine am onoarea? Hamar! Îmi pare bine, Perichon. Ei, domnul, plata pentru Hamar. Lasă-mă, domnule, acum. Ce vrei, să pierd trenul? Henriette, scrie-l în carnetul de impresie cu 30 centimi. Și banii? Ah, da, și banii, poftim. Poftiți-l, vagoane! Hai, Perichon! Aici e un compartiment liber. Îndată, loc, 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 faceți-o, faceți-o, faceți-o. Uf! Aici e? Arif, umbrele, umbrele de soare, umbrele de ploaie, pledurile pardesii, așa. Hai, ochelari! Unde sunt ochelari? Pe nas, papa! Adevărat, mi-am luat obicei, zi, sunt pe nas și că le-i caută muznar, îi găsesc. Plecăm, papa! În sfârșit și plec. Arif, scrie în carnetul de impresie. Stai să căutăm ceva, o frază mai aleasă, o cugetare. Scrie, da. Ce frumos e să fii în tren. Când André de Courcelles și Robert de Savary au apărut în compartimentul familiei Perichon, Henriette s-a emoționat conform prevederilor. Și domnul Perichon a exclamat: ce fericită coincidență! Călătoria a fost încântătoare. Andrei a oferit pastile de ciocolată, Robert fursecuri, Andrei a coborât în gara la Dijon să cumpere apă de Vichy pentru domnul Perichon, Robert a coborât în gara la Chalon după ziare. Între Chalon și Lyon, Andrei a ținut cu mâna storul stricat de la fereastră, fiindcă soarele bătea în ochii doamnei Perichon. Iar Robert a oferit domnului Perichon o pernă de cauciuc cu care l-a dat gata. La Lyon, familia Perichon s-a despărțit cu regret de acești doi tineri fermecători. Dar, în trenul de Geneva, apoi la Chamonix și la Lausanne,
aceeași întâlnire neprevăzută. Și de fiecare dată, domnul Perichon a exclamat: ce fericită coincidență! Și iată acum pe toți cinci în Elveția, instalați la hanul Carul de Ciocolată. E ora 9:30 dimineață. Robert și Andrei au coborât primii în sala mare a hanului. Hei, Hanziu! Îndată! Astăzi eu vă servesc cafelele. Toanet, nevastă mea, s-a dus să aducă corespondența. Poftiți! Ascultă, Hanziu, noi nu mâncăm la prânz la han și nici familia Perichon. Da. Să ne pregătești o trăsură, dejunăm la ferne. Da, prea bine, prea bine. Domnii sunt mulțumiți de serviciu. Da, de ce? Știți, v-aș ruga să scriți asta în registrul vizitatorilor. Știți, o casă fondată în 1773, asta face impresie bună. De altfel, niciun vizitator nu ne-a refuzat din 1773. Bine, bine, altă dată. Acum lasă-ne, de rog, avem ceva de vorbit. Mă, prea bine, prea bine. Hei, Robert. Hei, Andrei. Cred că suntem pe drumul cel bun. Lozurile sunt în urnă. Sunt curios care din noi o să câștige lozul cel mare. Andrei, dragă, eu te anunț. Ieri, Perichon mi-a oferit o țigară de foi. Ei, drace, și îmi spui asta fără menajamente? Doamna Perichon a fost foarte impresionată. A spus că Perichon a mai făcut asemenea gest de la logodna lor. E drept că țigara era spartă și nu se putea fuma, dar ce contează? Intenția, nu-i așa? E, stai bine. Ei, dar ce-o fi cu familia Perichon de n-a coborât încă? Nu știi? Se echipează. Azi plecăm pe munte. Adică plecați. Cum, tu nu mergi? Nu. Eu mă mulțumesc cu țigara de ieri și îți acord un handicap. Hanziu! Da. Vino, te rog. Apropie, te rog, scaunul de acolo să-mi întind picioarele pe el, așa. Da, poți. Dragă Andrei, fiecare cu sistemul lui. De exemplu, tu acum o să te urci pe munți, în bătaia vânturilor, să-ți obosești picioarele. Eu prefer să mi le întind pe scaun. Da, uite și pe tata socru. Bună dimineața! Bună dimineața, dragii mei! Suntem gata! Hai, Carolin! Hai odată! Hai, Henrietta! Bună dimineața! Bună dimineața! Atunci, haide! Mergeți cu noi pe munte? Numai eu. Eu rămân să-mi fac corespondența. Ne pare rău. Ce vrei, Hanziu? Domnul vrea să scrie ceva în registrul vizitatorilor. N-a știți, niciun vizitator n-a refuzat din 1773. Cu plăcere, dar nu acum. Să caut o frază mai aleasă, o cugetare. De altfel, acum plec pe munte. Haide! Și acum copii după mine. Splendidă vreme. Avem noroc. Frumos munți. Da, dar ăla din stânga putea să fie mai înalt. Niciodată nu ești mulțumit. Domnii doresc să meargă călare. Călare? Da, avem cai la dispoziția dumneavoastră special pentru excursiuni. Suplimentul ăsta de cal intră în preț? Tot e cuprins în prețul pensiunii. Atunci adune 4 cai. Ai nebunie? La vârsta mea să fac pe Amazona? Mergem pe jos, tata. Și dumneata, domnul Andrei? Dacă doamnele merg pe jos, eu am să le însoțesc. Angiu, adu un singur cal, eu merg călare. Perișon, ce ți-a venit? Calul intră în prețul pensiunii. Dacă l-am plătit, trebuie să-l consumi. Papa! La vârsta ta, un tată de familie? Fii liniștită, Carolina, am să-ți ofer o imagine glorioasă. Perișon, călare, față în față cu Mont Blanc. Să notezi asta în rit. Da, papa. Calul dumneavoastră, mă rog, pintem doriți. Sunt în prețul camerei? Desigur. Atunci spune-mi. Hai că tu și-ai și de mine. Nu spune și pintem. O să se împiedice nici. Da, așa, puteți încăleca. Așa. Uf, n-aveți un cal mai mic? Ăsta-i prea nou. Îmi dați voie să vă ajut eu. Așa! Henriette, scrie! Da, papa! Impunător era tata când s-a urcat pe cal. Ține calul! Ajutor! Perișonte de jos, papa! Ajutor! Se rostogolește! Prăpastia! Domnul Andrei l-a ajuns! L-a prins! Ah.
Perișon, ești în viață. Fiți liniștită, doamnă. A scăpat de afară. Papa, papa, spune ceva. Anriet, să nu scrie asta în carnet. Sprijiniți-vă pe mine. Așa, așa, încet. Hamă-i la doi pași. Ușor. Am ajuns, domnule Perișon. Un scaun, repede, un scaun pentru domnul Perișon. Ce s-a întâmplat? Papa a căzut de pe cal. Papa, unde te-ai lovit? Nu știu încă, dar cred că mă doare undeva. Așezați-vă. Repede, apă, puțin, să-l plecăm pe trâmple. Bea, papa, o să-ți facă bine. Mulțumesc. Ce salto mortale. Tu ești de bine. Un tată de familie să faci pe călăreața de la circ să-ți mai pui și pinteni. Ceaua face pinteni. Calul era de vină, habar n-avea de călărie. Domnule Andrei, sunteți salvatorul nostru. Fără dumneavoastră, acum eram văduvă. Liniștiți-vă, pericolul a trecut. Dați-mi voie, domnule Andrei, să vă mulțumesc și eu. Ziua de azi n-am să uit niciodată. Domnișoara Arietă. Felicitările mele, Andrei. Faceți loc, e rândul meu. Andrei, îmi dai voie să-ți spun pe nume? Cu mare plăcere. Andrei, dă mâna dumitale. Eu atât îți spun. De azi înainte îți fac loc în inima mea pe același raft cu întreaga mea familie. Notează asta, Anriet. Da, papa. Mulțumesc, domnule Andrei. Mulțumesc, domnule Andrei. Hai, Perișon, să te întinzi puțin pe canapea. O să-ți facă bine. Pe curând, domnule Andrei. Pe curând, Andrei. Vin o să te îmbrățișez. L-am strâns prea tare. Ce spui de asta, Robert? Ce să spun? Am impresia că am pierdut partida. Perișon îți spune pe nume, te așează în raftul familiei, nevastă s-a plânge și fata îți suspină recunoștința. M-ai bătut, e limpede. Recunoaște însă că n-aveam de unde să prevăd că Perișon o să-și puie pinteni și o să se urce pe cal. Îți cedez locul și aștept cei 10%. Hai, lasă gluma. Dar nu glumez deloc. Plec la Paris. Când? Mâine seară. De ce nu azi? De ce nu azi? Fiindcă mâine, dragul meu, înainte de plecare, vreau să asist la logodna ta cu domnișoara Perișon. S-au scurs 24 de ore. Domnul Perișon n-a mai ieșit din cameră până a doua zi dimineață, când, mai matinal decât toți pasagerii hanului calul de ciocolată, a coborât în sala mare a hanului. În acest moment, la o masă lângă cămin, domnul Perișon își citește gazeta. O cută îi brăstează fruntea. Domnul Perișon pare cam indispus. Hangiul se apropie de el. Bună dimineața! Poftiți cafeaua dumneavoastră. Untul e proaspăt? Vai, se poate. O casă fondată în 1773. Tocmai sper că untul nu datează de atunci. Fiți fără grijă. Vă rog, cum vă simțiți după accidentul de ieri? Bine. Știți, nu e primul accident de felul ăsta. Anul trecut, exact în același loc, a căzut de pe cal un maharajah. Un maharajah? Da, un prinț indian care s-a scris chiar în registrul vizitatorilor. Ia spune, un maharajah adevărat? Sigur, avea și turban. Și? Eu l-am salvat. Și maharajahul mi-a dăruit 20 de franci. Da? Da. Ia te uită. Da, domnule. Poftă bună, domnule. Un maharajah? Perișon? Cum te simți? Cum mă simt? Foarte bine. Perișon, cred că azi ar trebui să-l invităm la masă pe domnul Andrei. La masă? De ce? Cum de ce? Ca să sărbătorim evenimentul de ieri. Un om care ți-a salvat viața. Mi-a salvat viața. Ajunge!
Ești un depozit de recunoștință. Dar nu e decât adevărul. Bine, bine, bine. Lasă-mă, te rog, să-mi citești jurnalul. Cum vrei, dar cred că n-ai de ce să te superi. Bună dimineața, domnule Perișon. Bună dimineața, domnule Robert. M-am plimbat puțin pe afară. Da. Soarele e splendid, dar și dumneavoastră arătați foarte bine. Da, mă simt perfect. Dar tocmai sigur. Îi spuneam seara lui Andrei, care era îngrijorat de dumneavoastră. Nu-ți face grijă, Andrei. Un om ca domnul Perișon. Cred și eu. 3 picături de rom într-un pahar cu apă și m-am refăcut imediat. Sigur. Da. Excelent, băiat Andrei. Un adevărat erou. Da, a fost drăguț în partea lui. Eu am spus, de azi înainte îți fac loc în inima mea. Dar între noi fie vorba, serviciul pe care mi l-a făcut nu atât de mare pe cât pretinde nevastă mea. Adevărat? Da. Dar Andrei spunea că atunci când v-a prins vă rostogoleați. Mă rostogoleam, dar cu ce prezență de spirit. Chiar ochisem brădulețul de care aveam să mă agăț. Mă și agățasem când m-a ajuns prietenul dumitale. Da, prăpastia. Andrei spunea că era adâncă de cel puțin 20 de metri. Exagerăm, o mizerie, o crăpătură de cel mult 18 metri. E cum exagerează lumea? De altfel, se pare că nu e primul accident de felul ăsta. Anul trecut, un maharajah indian, auzi dumneata? Un maharajah adevărat, cu turban, a pățit exact ca mine. Adevărat? Da, Angiu i-a sărit în ajutor. Ei bine, maharajahul i-a dat lui 20 de franci. Foarte bine plătit. Arhi plătit. Vezi dar care e cota, 20 de franci și nici nu merită mai mult. Nici o centimă mai mult. Domnule Perișon, e o vreme superbă. Da. Ce-ți spune de o excursie? Eram sigur că o să fiți de acord. Tocmai spuneam aseară lui Andrei, mâine dimineață o să-l vezi din nou în vârful munților. Pe cine? Pe dumneavoastră. A, pe mine. Sigur. Numai că știu eu, nevastă mea, cred că nu o să fie de acord. Dar nimica. Doamna și domnișoara Perișon o să rămâie la Han. Plecăm noi doi. Da. Uite-l și pe Andrei. Îl invităm și pe el? Pe domnul de Cursel, știu eu, dacă o să vrea, nu o să-l refuz. Da, sigur. Bună dimineața, domnule Perișon. Dar cum vă simțiți? Perfect, așa. Dar de ce mă întrebi? Accidentul. Da, să nu mai vorbim de bagatela asta, așa. De altfel, chiar acum plec pe munte. Domnul Robert mă însoțește. Da. Vii și dumneata? Merg și doamnele. Nu, ele rămân. Așa. Poate vrei să rămâi și dumneata, nu te jena. Da, mărturisesc, deși mi-ar face mare plăcere, dar aș vrea să scriu niște scrisori. Da, cu plăcere, cu plăcere. Așa. Am și eu ceva de scris. Angiule, dă-mi registrul vizitatorilor. Am găsit o cugetare. Poftiți, vă rog, poftiți. Așa. Unde e cerneala? Da, imediat. Așa, da. Scrie. Da. Ce mic e omul în fața muntelui. Semnat Perișon, comerciant în retragere. Cum teribilă cugetare. Da, se pare că sunt foarte tare. Ia seama, Hanjiu, cerneala e încă udă. Da, da, da. Și acum, haide-l! La drum! La revedere! La revedere! La revedere! La revedere! Robert, un moment. Dar ce se petrece aici? Nimic prea nou sau prea ciudat. Comedia vanității! La revedere, dragul meu! Hei, Montanver! Toanet, tu ești? Ai adus corespondența? Da. Montanver, de la Hanul Calu Blând ne trimit 2 pasageri. Au supranumerar. E, ce vrei să le dăm? Nu mai avem nicio cameră liberă. Dar camera numărul 3. Camera comandantului. Iar? Ce vrei să-i fac? Te să-l dai afară. Refuzăm clienții cu parale și rămâne pe loc domnul comandant Mathieu, care n-a plătit de 6 săptămâni. Să-l iei de gulă. Toanet, o casă fondată în 1773 nu-și ia de gulă clienții. Mai ales când sunt parizieni. Angiu! Ia auzi, domnul comandant Mathieu. Să nu te duci. Nu, mă duc. Domnul comandant o să plătească. O să plătească. Să crezi tu. Poftim ce scrisoare a primit comandantul de la Paris. Toanet, iar ai deschis scrisoarele pe drum. Mai mare rușine pentru o casă fondată în 1773. Nici nu vreau să văd. Dă-mi un pas. Ieze, să trăiți, domnule comandant. Nu știu ce să mai fac cu creditoare. Toată ziua bat la ușă. Eu v-am ascult. Ascultat ordinul și am bătut ușile în cuie, dar ei vor să intre pe fereastră.
vă rog transmiteți, nu, trimiteți ordine în privința ferestrelor. Ordonanța dumneavoastră, Julo. Ai văzut? Am văzut, da. Domnul comandant o să plătească. Păi... A, ce mai aștept să-l dai afară? Asta mă întreb și eu. Ești bărbat sau mototol? Bărbat! Știi ce trebuie să faci? Știu. Să lipesc scrisoarea. Și pe urma? Să-i o dau. Și pe urma? Andriu! Pe urmă mă duc să văd dacă Margot a mulți vase. Stai! 1773. Asta e tot? Te duci la el. Mă duc la el. Și-i spui. Ce-i spun? Domnule comandant, așa? Am să vă vorbesc. Bun. Ori plătiți, da? Ori vă faceți geamantanul. Ori vă faceți geamantanul? Angiu! Să trăiți, domnule comandant. De ce n-am avut apă caldă pentru S-a uitat, vă rog să iertați, s-a uitat. Ascultă, Angiu. Ascultă, domnule comandant. Crezi că mult timp o să-ți mai bagi joc de un ofițer din armata colonială? Domnule. Dacă nu cunoașteți disciplina, domnule, am să o introduc eu aici în Elveția. Foarte bine. De mâine! Așa. Toată lumea se scoală la 5 de dimineață. Toată Elveția, vă rog. Tot am. Hai, Montan, vorbește. Da, da. Domnule comandant, am să vă vorbesc. Ce vrei? Vreți să scrieți ceva în registrul vizitatorilor? Lasă fleacurile. Lasă. Dă-mi un coniac. Da, imediat. Și nu uita. Da, bă. Disciplina colonială. Da, am înțeles, domnule comandant. Am înțeles. Lasă, frate, nu vezi că o să plătească. Uite, și-a băgat mâna în buzunar. Nu, și-a scos Batista. Mototol. Mototol a făcut-o, da. Registrul vizitatorilor. Da. Ia să vedem. Ce mic e omul în fața muntelui. Muntelu, liniuță I. Iată un cetățean care merită o lecție de ortografie. Unde e cerneala? Așa. Poftim coniacul. Aha! Dejunul la 12 precis. Până atunci, să nu mă deranjeze nimeni! Da. Ordine, precizie și disciplină! S-a înțeles? S-a înțeles. Pacoste! Tonit, domnul Perișon și domnul Robert s-au întors de pe munte? Încă nu, domnule. Ce? Munții ne priveau calmi și înfunători. Frate, mai repede! Nu mă întrerupe! Ne plimbam pe malul lacului. Munții ne priveau calmi și înfunători. Frate, mai repede! De câteva minute ne urmam drumul tăcuți și gânditori. Poteca era acoperită de zăpadă înghețată și alunecoasă. Eu mergeam în frunte. Când deodată aud în spatele meu un zgomot înfiorător. Mă-ntorc! Te întorci? Mă-ntorc și ce văd? Și ce vezi? Domnul Robert dispăruse în zăpadă. Și? Ce se întâmplase? Poșghița de gheață de deasupra zăpezii se rupsese și domnul Robert se scufundase în zăpadă până la genunchi. Atunci, plin de curaj, eu, un tată de familie, dintr-un singur sal sunt lângă el. Îi întind mâna. El o apucă. Eu trag înspre mine. Stai că l-am tras! Tragem amândoi! Și în sfârșit, după o luptă uriașă, îl smulg neantului și îl readuc la lumina soarelui. Tatăl nostru al tuturor. Ce înspăimântător! Da, dragii mei, e o faptă unică! Dar ce curaj! Cum te simți, Robert? Bine, mersi, n-ai nicio grijă. Domnule Perișon, ați redat un fiu mamei sale. Adevărat! Un frate sorii sale. Și un om societății. Cuvintele sunt neputincioase pentru a exprima recunoștința pe care vă datorez. Asta așa-i. Numai inima e în stat. Inima! Robert, îmi dai voie să-ți spun, Robert? Da, mai vor. Robert, prietenul meu, copilul meu, noul meu născut, dă mâna dumitale. Azi am trăit cea mai emoționantă zi din viața mea.
Fără mine la ora asta n-ai fi fost decât o amintire. Îmi datorez tot, tot. N-am să uit niciodată. Nici eu. Angiu, o trăsură, dejunăm la Fernei ca să sărbătorim evenimentul salvării. Uite registrul pasagerilor. Înainte de a pleca, vreau să consemn printr-o notă amintirea acestui episod eroic. Uite, cine a scris asta? Ce? Ce, papa? Atrag atenția domnului Perișon că muntelui se scrie fără trăsură de unire. Asemenea greșeli de ortografie scad prestigiul francezilor în fața străinătății. Lucru nepermis unei națiuni coloniale. Semnat comandantul M. Nemaipomenit! Are dreptate, papa! Cum are dreptate? Muntelui nu se scrie cu liniuță, se scrie cu apostrof. Știam asta! Auzi, eu scad prestigiul Franței! Eu care adineaur am scris cu prețul vieții mele o pagină glorioasă! Am să-i răspund imediat. Unde-i cerneala? Comandantul M. este un cimpanze apostrof U. Semnat Perișon. Așa. Trăsura vă așteaptă. Haide-mi să nu pierdem vreme. Ajută-mă să-mi pun haina. Afară plouă cu găleata. E, asta e bună. Câți încăpem în trăsură? 4 persoane în interior și una pe cap, lângă vizitiu. Păi tocmai bine. Eu, Carolin și are 3. Robert, o să stea cu noi. Ce, și domnul Andrei? Ce vrei, nu sunt decât 4 locuri în trăsură. Domnul Andrei o să stea pe cap. Pe ploaia asta? Un om care ți-a salvat viața? Mi-a salvat viața. Mă rog, ca să fim chit, o să-i împrumut umbrela de ploaie. Haide-mi la drum, Robert, da. Sprijină-te de mine. Peste 3 săptămâni, la Paris, acasă la Perișon. Ați venit? Cum? Nimic, doamnă. Am spus, bine ați venit. Bună ziua, Jean. Totul e în ordine acasă? Cea mai perfectă ordine, domnule. Jean? Ajută-mi, Jean, este de-a jos bagate. Ce bine e acasă după atâtea peripeții. Ei, Jean, îți pare bine că ți s-au întors stăpâni acasă? Sigur că da. Bucătăreasa și cu mine v-am simțit mult lipsa. Serios? V-a fost dor de noi? Da. Mai ales că ați neglijat să ne lăsați bani de masă. Noi vă așteptam de săptămâna trecută. Ne-am oprit o săptămână la Grenoble, unde ne-au reținut niște prieteni. M-a căutat cineva lipsă? În ultima vreme, 2 domni v-au căutat în fiecare zi. Cărțile de vizită sunt pe masă. Ia să vedem. André de Courcelles, Robert de Savary, dragul de el. André de Courcelles, Robert de Savary, dragul de el. André de Courcelles. Trebuie să-i anunț că ne-am întors. Da, sigur că o să-l anunț pe Robert, dragul de el. Și pe André? O să-l anunț și pe el, mai târziu. Jean, ajută-mi să duc pachetele astea la mine în cameră. Imediat. Domnul s-a îngrășat. Se vede că ați petrecut bine. Admirabil. Nu știi, am salvat un om. Domnul? Hai da de... Cum hai da de... E complet idiot, nătărăul ăsta. Perișon, acum că ne-am întors acasă, sper că o să iei în sfârșit o hotărâre. Trebuie să dăm un răspuns. Andrei și Robert așteaptă. 2 gineri într-o casă e prea mult. Eu m-am hotărât, îl prefer pe Robert. De ce? Nu știu, îl găsesc mai... În sfârșit îmi place mai mult. Dar celălalt, ți-a salvat viața. Mi-a salvat viața, mereu același cântec. Dar ce-i cu el? Găsesc că are un aer de superioritate. Andrei? Da, un tom protector. Parcă mereu vrea să-mi amintească micul serviciu pe care mi l-a făcut. El? Nici nu pomenește măcar. Știu, dar are ceva în privire care parcă îmi spune Ți-am salvat viața. În timp ce Robert spune toată ziua mi-ai salvat viața. Oh, vanitosule. Eu vanitos?
deși poate aș avea dreptul să fiu. Da, doamnă, un tată de familie care și-a riscat viața are de ce să fie mândru de el însuși. Totuși, eu mă mulțumesc cu o atitudine plină de modestie, semn distinctiv al adevăratului curaj. Dar la urmă urmei ar avea și Henri de spus ceva în această chestiune. Să aleagă ea. Fie, cheamă, am să-i vorbesc. Dar nu căuta să o influențez. Henri? Henri? Da, mamă! Henri, tatăl tău și cu mine vrem să-ți vorbim. Stai jos. Da, mamă. Henriette, în viața ta se pregătește un moment solemn. Doi tineri ți-au cerut mâna. Amândoi ne plac deopotrivă. Dar noi nu vrem să te influențăm. Te lăsăm să alegi în deplină libertate. Unul e domnul André de Courcelles. Noi influența. Și celălalt e domnul Robert de Savary. Un tânăr fermecător, distins, spiritual și care mărturisesc că se bucură de toată simpatia mea. Dar tu influențezi. Dar nici de cum, constat un fapt. Henriette, după cum vezi, ești liberă să alegi. Adevărat? E bine, atunci eu aș alege pe domnul Andrei. Andrei, de ce nu Robert? În primul rând, domnul Andrei ți-a salvat viața. Iar? La urma urmei e plicticor, pe cuvântul meu. Nu, draga mea, în calitate de tată de familie, nu pot să accept așa cu una cu două. Să mă mai gândesc, să cercetez. Perșom? Dacă nici asta nu era credință, atunci eu sunt papa de la Roma. Carolin! Domnul André de Courcelles! Doamne, domnule! Îmi pare bine că te văd. Jean, domnul André de Courcelles a salvat viața lui papa. Hai, nu se mai termină niciodată. Nu? Viața domnului a fost în primejde? Da, de unde? O nimica toată. Nici nu merită să mai vorbim. Uite cum mă protejează. Politicos. Domnșara Anie, sunt fericit că vă văd. Și noi, domnule Andrei, toți trei, începând cu Perișonul. No. Domnul Robert de Savary. În sfârșit, dragul de el. Robert, fii binevenit. Respectele mele. Bună ziua, Andrei. Jean, uite-te bine la domnul Robert de Savary. Dacă nu eram eu astăzi, n-ai fi avut cui să deschizi ușa. De ce, domnule? De ce? Pur și simplu, fiindcă i-am salvat viața. Eram amândoi pe malul lacului în munți. Stâncile ne priveau calme și impunătoare. Deodată... Uite, scrie de papa în jurnal. Da, în jurnal despre mine? Ia să văd. Aflăm din Elveția un eveniment de mari proporții tragice și a putut fi editat grație curajului unui distins comerciant parizian. Cum? Domnul Robert de S, în timpul unei excursii alpine alunecașe, s-a prăbușit într-o periculoasă prăpastie. Unul de marturi acestei scene, domnul Perișon, să ne dea voie să-i spunem numele, mai e vorba, cum să nu-i dau voie? Domnul Perijon, tată de familie cu un curaj eroic și cu prețul proprii sale vieți, s-a aruncat în prăpastie, exact cum s-a întâmplat. Și după sforțări supraomenești, a reușit să-l smulgă neantului pe nefericitul Robert de S și să-l redea vieții, societății și familiei sale. Fericitările mele, Robert. Cât ai plătit la gazetă? 3 franci linie. Să-l redea vieții, societății și familiei sale. Robert, copilul meu, vino în brațele mele. Jean, să-mi cumpere 10 exemplare din gazeta asta. Ia spune, Perișon, dacă am dat la gazetă și fapt așa de frumoasă a domnului Andrei. Sigur, e foarte natural. Inutil, nu pot să ocup mereu gazetele cu persoana mea. Domnule, o citați. Domn Coa. Probabil că sunt citat ca martor în cine știe ce prostii. N-avea grijă, Carolin, nu datorez niciun bani, mă, dimpotrivă. Având în vedere procesul verbal dresat la vama franco-elvețeană de către sergentul Vameș Duran. Hai! Ce înseamnă asta? M-a dat un judecat. Cine? Vameșul! Ia, dați-mi, vă rog, hârtia. Pentru insulte aduse unui funcționar în timpul serviciului și încercarea de a trece fraudulos granița cu 60 ceasornice de buzunar plus o pendulă cu cuc. Dar de ce nu le-ați declarat la vama? 60 de ceasornice? Eu nu le-am cumpărat ca ceasornice, le-am cumpărat ca amintiri. Și ca orice amintire le-am uitat în fundul geamantanului. Și aș fi trecut foarte bine cu ele dacă mizerabila de pendulă cu cuc n-ar fi început la bămâire să cânte cuc, 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 cuc. Fiecare pasăre pe limba ei, Piere. Și atunci? Și atunci, Vamișul obraznic mi-a confiscat marfa. Vreau să spun amintirile. Eu l-am făcut exclom, bandit și hoț de ceasornice. Și gata. E grav? E foarte grav. De la 6 luni la 2 ani închisoare. Nu se poate! Eu care după 50 de ani de conduită ireproșabil, în care timp n-am dat decât un singur faliment, și ăsta ca să-mi iau o fermă, unde? Tot în Franța, fiindcă sunt patriot.
Eu care am înscris o pagină de curaj, de glorie și abnegație de care freamătă azi toată preza, fiindcă mărturisesc, eu ca și Carol al X-lea nu eram pentru libertatea presii, dar de azi înainte îmi scot pălăria în fața ei. Eu să fiu târât în fața tribunalului ca un pungaj de rând, să fiu pus la stâlpul în familie. Oh, dragii mei, viitorul meu să năruie în pușcărie. Perișon, liniștește-te. Da, da. Un moment, un moment. Oh. Cred că am găsit eu soluția. Dumneata, Andre, prietenul meu, salvatorul meu. Ascultați-mă, ascultați-mă. Unchiul meu e funcționar superior în administrația vămilor. Mă duc la el, am să-i vorbesc, am să fiu elocvent, am să caut argumentele cele mai mișcătoare și sunt convins că am să-i înmoi inima cu 10.000 de franci. 10.000 de franci? Ce inimă de piatră! Gândiți-vă, sunt 60 de ceasornici. Pendula aia cu cuc. În sfârșit, dă de la dumneata, te rog, cei 5.000 de franci și necesar. 10. Da, ce importanță are? 10, 20 sau 30.000 de franci când e vorba să salvezi onoarea și cinstea domnului Perișon. Oh, Robert, adică nu, Andre, Andre, lasă-mă să te îmbrățișez. Îți mulțumesc și îți spun, de azi înainte, îți fac loc în inima mea pe același raft cu întreaga familie. La revedere. Du-te și întoarce-te, biruitor. La revedere, la revedere, la revedere, la revedere, Robert. La revedere. Și condoleanțele mele. Vă conduce pe aici, domnule Andrei. În sfârșit, nu a fost decât un vis urât. Dar trebuie să recunoști, Robert, că dacă n-ar fi fost Andrei, la dreptul vorbind, îmi pare foarte rău de dumneata. Stai jos. Am să-ți fac o comunicare foarte neplăcută. Înțeleg. Mi-ai făcut cinstea să-mi cer mâna fetei mele. Îmi pare rău că nu am două fete, fiindcă pe Henriette vezi bine că trebuie să o livrez lui Andre. N-am încotro. Mi-a făcut atâtea servicii. E foarte natural. Fiindcă orice s-ar spune băiatul ăsta, mi-a salvat viața în Elveția. Da, bine, dar brădulețul de care v-ați agățat în prăpastie? Da, m-am agățat puțin de el, dar era așa de mic, nu se putea rupe. Și pe urmă, încă nici nu apucasem bine. Și peste toate astea, în momentul de față, Andrei se zbate să mă salveze din pușcărie. Îi datorez onoarea, onoarea. Domnule Perișon, aceste sentimente vă fac cinste. Nu e așa? Deci nu e supărat pe mine. Pot să fiu supărat pe un om care și-a riscat viața pentru mine, care îi datorez totul. Robert, ai dreptate. E de necrezut cum îl iubesc pe băiatul ăsta. Așa că, înainte de a pleca pentru totdeauna... Cum? Înainte de a vă părăsi. Cum să mă părăsești? Dumneata și pentru ce? Bine, dar nu pot să mai continui aceste vizite compromițătoare pentru fata dumneavoastră și sfârșietoare pentru mine. Vai de mine, singurul om căruia am salvat viața. Dar imaginea dumneavoastră nu o să mă părăsească niciodată. Am luat o hotărâre să imortalizez pe pânză eroica scenă din Elveția. Un tablou? Da. M-am și adresat unui mare pictor, un mare pictor care lucrează pentru posteritate. Pentru posteritate? Oh, Robert! E de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta. Dar pentru o bună reușită a tabloului trebuie să acordați 5 sau 6 ședințe de poză. Mai e vorbă, dragul meu, și 10 și 20. E de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta. Sigur, Robert, o să pozăm împreună. A, nu, eu nu. De ce? Ar fi un sacrilege. Pe pânză n-o să se vadă decât munții. Asta e bună. Și eu? Munții și dumneavoastră. Așa, da. Eu și munții. Calmi și impunători. Și dumneata, Robert, dumneata n-o să fii? Da, eu o să fiu un prăpastie, un fund. N-o să mi se vadă decât mâinile crispate și cerând ajutor. Ce tablou înălțător. Ăsta trebuie pus la expoziție. Dar fără discuție. Și în dreptul tabloului o să punem o notiță. Nu, fără reclamă de șanțat. O să lipim pur și simplu articolul din gazeta de azi. Aflăm din Elveția. Da, articolul e cam rece. Nu-i nimic, o să-l încălzim. Oh, Robert, e de necrezut cum îl iubesc eu pe băiatul ăsta. Adio, domnule Perișon. Nu să ne mai vedem niciodată. Nu se poate, nu se poate. La urma urmii n-am hotărât încă nimic în privința căsătoriei. Dar... Rămâiți, ordon! Domnul comandant Mathieu. Da, cine o fi ăsta? Mă iertați, deranjez? Deloc. Cu domnul Perișon am onoarea. Chiar el. Dumneata ai fost recent în Elveția? Da. Ai locuit la hanul Calul de Ciocolată? Întocmai.
Atunci dumneata ai scris în registrul vizitatorilor, comandantul e un cimpanzeu. Sunteți... Chiar e cimpanzeu. Comandantul Mathieu din al doilea regiment colonial. Drace. Eu sunt un om liniștit. Nu deranjez pe nimeni! Dar când ceva mă calcă pe coadă, fiindcă cimpanzei au coadă, domnule, nu? Se pare că vă pricepeți în a face aprecieri zoologice, nu? Ce-ți-i ascultă, domnule, să nu crezi că mă intimidez cu tonul dumitale. Și ca să vezi cu cine ai de-a face, am să-ți dau o probă de curaj pe care să o ții minte. Asta și vreau! Când? La expoziții, când o să fie gata tablou. Eu și munții calmi și impunători. N-am timp să aștept până atunci. Domnule Perișon, te aștept mâine, la orele 12 fix, în pădurea de la Malmaison. Întâlnirea în fața porții de gardă. De sabii am eu grijă. De data asta pot să-mi fac testament. Cum spada fi? Perișon care nu știe să țină bine în mână nici furculița, nici cuțitul, să se bată cu sabia? Nu, asta nu se poate. Asta nu mai trebuia. Papa, gândește-te. Poate există o soluție. Bine, Henriette, trebuie să împiedicăm acest asasinat. Să-l anunțăm pe domnul Andrei. El o să aranjeze și pe asta. Da, mamă. Robert, dragul meu, nevastă mea are dreptate. Femeie, dar are dreptate. Trebuie să împiedicăm asta. Pentru nimic în lume. Dumneata, Perișon, al cărui curaj va fi imortalizat pe pânză? Un model de eroism pentru viitoarele generații de angrosiști? Altă dată, sunt de acord, dar mâine mă spintică cimpanzeul. Dar cu orice risc nu trebuie să dăm înapoi. În curând vor fi alegerile. Domnul Perișon își va pune poate candidatura. Drumul către Parlament e deschis. De cine altul, dacă nu domnul Perișon, cu trecutul lui comercial ireproșabil? Un singur faliment. Și cu prezentul lui de eroism și abnegație, e mai indicat să facă parte din viitorul cabinet? Asta așa e. Dar nu fugi din fața pericolului. Din potrivă, mâine vom chema și presa. Tot Parisul trebuie să fie informat de acest eveniment cavaleresc care va adăuga o nouă cunună pe fruntea glorioasă lui Perișon. Numai că noi... E chiar acum scrim o scrisoare anonimă către prefectul poliției, prin care îl vom informa de duelul de mâine. Prefectul, conform legii, va trimite o patrulă care va împiedica duelul și afacerea se va încheia comod, discret, dar nu va știrbi nimic din gloria onorabilului Perișon. Robert, ești un înger. Hai, repede, scrie. Așa, domnule prefect de poliție, mâine... Doi cetățeni... Pune doi nebuni, mai convingător. Da. Doi nebuni au de gând să se bată în duel la ora 12. Pune 12 fără un sfert, e mai sigur. La 12 fără un sfert, în pădurea de la Malmaison. Întâlnirea va avea loc la poarta de gardă. Dumneavoastră, ca prefect al poliției, aveți datoria să vegheați asupra vieții cetățenilor și să împiedicați această crimă inutilă. Iscălit un amic al autorității, către prefectul de poliție. Scrie foarte, foarte urgent, comunicare importantă. Scrisoarea asta o duc eu personal prefectului și asta imediat. Dacă își închipui comandantul că mi-e frică de el, se înșală amarnic. A doua zi la ora 11, o oră înainte de duel, acasă la Perișon. Tu ești la noi? Hai, spune repede. S-a aranjat. Viu de la domnul Andrei. Comandantul a fost arestat. Bravo! Cum s-a făcut? Comandantul avea o poliță neachitată la banca unui prieten al lui Andrei. Andrei azi dimineață a depus o plângere la parchet și de un sfert de oră, comandantul Mathieu zace în pușcărie. Splendid! Dar cum facem? Papa se pregătește de plecare. Domnul Robert a adus și doi ziariști. Hai să-l anunțăm. Să lăsăm pe Andrei să-i facă această bucurie. Trebuie să vină dintr-un moment într-altul. Important e că duelul nu poate să mai aibă loc. Ești sigură? Cred eu, duel cu un singur combatant? Numai dacă Perișon n-o să înceapă să se bată cu martorii. În timpul acesta, în salon,
Domnul Perichon, asistat de Robert și doi gazetari, Durand și Dubois, de la un mare cotidian, se pregătesc eroic de plecare. Da, domnilor gazetari, notați că duelul de astăzi are și o semnificație istorică. Cum? Punând mâna pe arme, domnul Perichon, distins comerciant și tată de familie, demonstrează vitalitatea și forța burgheziei noastre. Nu, domnule Durand? Această remarcă merită un articol de fond. Dar câtă vreme oameni ca domnul Perichon vor exista, e sigur că burghezia franceză nu va pieri, nu, domnule Dubois? Absolut sigur. Orice gest care subliniază supremația puterii civile e binevenit. Și veți vedea cu cât curaj și abnegație domnul Perichon va pleca să apere cu spada în mână onoarea angrosiștilor din lumea întreagă. Sublim. O, da, iată-l. Cum vă simțiți, domnule Perichon? Din un moment, Robert. Da. Oficiți scrisoarea, prefectul. Sigur, totul e în regulă. Da? Atunci mai întreabă-mă o dată. Cum vă simțiți, domnule Perichon? Calm ca de bronz. Domnule Perichon, reprezentanții presii, domnul Dubois și domnul Durand, de la Gazeta de Seară. Îmi pare bine. Păcat că gazeta nu apare decât seara. Ediții de prânz nu are? Nu, dar putem să scoatem o ediție specială. N-ar fi rău. Am adus două servii, sunt jos în trăsură. Sunt destul de bine ascuțite? Cabriciu. În orice caz iau și eu o pereche. Acum patru servii pentru un singur duel? Poate că prima pereche se rupe și eu nu vreau să întrerup duelul pentru atâta lucru. Ce părere ai, Dubois? E un leu de rând. Trăsura e la scară. Dacă vreți, putem pleca. Da, un moment. Cât e ceasul? 10. Atunci mai stăm. Vreau să ajung la 12 precis. Să vii mai devreme la un duel, e o fanfaronadă. Mai târziu, e o lașită. Noi mergem după ceasul prefecturii, singurul în care am încredere. În orice caz, ar trebui să vă luați rămas bun de la soția și fica dumneavoastră. Nu! Vreau să evit această penibilă scenă. Femeile ori să plângă, ori să țipe, ori să se agațe de lenigota mea și să mă oprească. Nu, nu vreau lacrimi. Pardon, papa, era ocupat? Da, fata mea, plec să-mi spăl onoarea. Nu te emoționa, trebuie. La revedere, papa. Și fata e un caracter durant. De oțel, Dubois. Perișor, poți să tai niște trandafiri din grădină? Taie, Caroline, taie. În asemenea momente nu poți să-ți refuzi nimic. În curând voi pleca, draga mea, Caroline. Oh, da, simt, te duci acolo? Da, mă duc acolo. E, hai și vezi să nu întârzi la masă. Da, într-adevăr, e timpul să mergem. Sigur, nu mai pierde vremea. N-aș vrea să mi se strice sufleul. Și când te întorci de la duel, nu uita să-mi iei niște caramele de ciocolată. Da, cum? Solidă familie Dubois. O, familie de bronz, dragă Dubois. Atunci să mergem. Caroline, André, adio! Stați, domnule Perichon. Duelul nu o să mai aibă loc. Cum? E foarte simplu. La ora asta, comandantul Mathieu era închisoare. Da. Comandantul avea nenumărate polițe fără acoperire. La rugămintea mea, un prieten bancher a făcut o plângere și la ora asta, comandantul zace la Clichy. Cum? Domnule Andrei, vă suntem recunoscători. Știam că n-o să ne lași. Sunteți salvatorul nostru. Dubois se topește bronz. Durand, nu mai înțeleg nimic. Perichon, mulțumește domnului Andrei. Pentru ce? Am scris tuturor prietenilor mei că azi mă bat în duel. Presa e de față, totul era pus la punct și la lui vine să mă facă ridicol. Nu admit! Unde-i închis comandantul? La Clichy. Dați-mi sabile, mă duc să mă bat cu el la închisoare. Papa, dar dacă e pus în lanț? Cu atât mai bine, dau numai eu. Liniștiți-vă, domnule Perichon, așa ceva nu se poate. Da? Păcat că nu se poate. Domnul comandant Mathieu. Ce? Domnul? Cum ai spus? Domnul comandant Mathieu. Nu se poate, e la închisoare. Ce vii să mă sperii? Am fost la închisoare, dar am ieșit. Cum? Ți-au dat drumul? Un prieten a depus cauțiune. Nu permit asta, e abuz. Domnule, eu nu-mi pierd vreme la închisoare în zilele în care mă bat în duel. Martorii mei sunt jos. Mergem să ne batem. Nu e vreme de pierdut. Unde? Pe loc. În grădina casei dumitale. Nu se poate, grădina e plină de trandafiri. Deși? E ce vrei, să ne înțepăm în spin? Atunci nu există decât o singură soluție. Scuze! Sau îți retez nasul. Scuze? Niciodată! Vă rog, ieșiți cu toții și lăsați-mă singur cu domnul comandant. Nu! Dumnealor, rămân aici!
pretind scuze cu martor. Hai, Perișon. Scuze în fața tuturor și în fața servitorului. În sfârșit pe Jean o să-l dau afară. Dar ce mă fac cu presa? Oh, ce ocazie am pierdut. Domnule comandant, sunteți un militar. Noi iubim militarii care ne apără și ne păzesc pe noi, oamenii onorabili și bunurile noastre. De ce? Noi... De ce? Scuze! Mici regrete. Nu-mi venina să vorbească, domnul comandant. Rog, scuze sau mici regrete? Jumătate și jumătate. 50%. Cum? 75%. Cum? 100% neto. Ce să fac? Nu-mi place să văd sângele aproape lui meu. Atunci... Nu-mi rămâne decât să vă felicit pentru sentimentele dumneavoastră conciliante. Bună ziua! Ha! Îmi pare bine, domnule, că v-ați salvat nasul. Altfel, unde vă mai puneați ochelarii? Tu să ieși! Și pentru că ți-am permis să fii de față, te-am concediat! Felicitările mele. Cu mine aveți mai mult curaj. Cu mine nu se joacă nimeni! Ați văzut, domnul gazetar? Am văzut, domnule Perișon. La revedere. La revedere, Durand, bronzul era de tinichea. Caroline, Anet, conduceți presa! Da, Și acum între noi, domnule Andrei. Eu o să mă retrag. Nu rămâi, Robert. Te ascult, domnule Andrei. Poate mai ai să-mi faci câteva mici servicii. Sunt drăgălașe serviciile dumitale. Tocmai. Sper că n-ați uitat incidentul cu ceasornicele de la VAM. Da. E și? S-a aranjat. Procesul nu va avea loc. Da. O să trebuiască numai să scriți vameșului câteva cuvinte de scuză. Sigur. Scuze. Iar scuze. Mereu scuze. Și la urma urmei, ce te amestești dumneata în viața mea? E, da. Destule servicii, domnule. Destule servicii. M-am săturat de protecția dumitale. Altă dată când o să cad într-o prăpastie, te poftesc să-l lași pe Hangiu să mă salveze. Costă 20 de franci și atât de tot. Da, bine, da. Îmi plac oamenii care îmi impune cunoștință. Bine, da, fiind voi. Pe mine nu mă domină nimeni. Cu dumneata am închidat. M-a lichidat, Robert. Ai câștigat partida. Dragă Andrei, mărturisesc că am și eu această impresie. Și cred că e momentul deznodământului. Te aștept afară în trăsură, dar vezi că e luată cu ora. Nu pierde vremea. Cheltuielile de deplasare cad acum în sarcina ta. A plecat? Da. Robert, îmi pare bine că suntem singuri. Am să-ți dau o veste mare. Da. Te-am logodit cu Anet. Oh. Eu ți-am salvat viața din ghearele naturii. E de datoria mea să-ți dau și un cămin. Domnule Perișon, dar... Nu exprima nimic. E foarte natural. Peste o jumătate de oră facem contractul de căsătorie. Aș vrea să vă spun... Știu, nu spune nimic. Ghicesc în ochii dumitari. Care cunoștință? Că ți-am salvat viața, vrei să-mi spui că renunți la zest. Acum? Primesc, dragul meu. Te dați-mi voie! De altfel bănuiam asta și de aceea zest. Rearete, am dedicat-o înființării unei case de import de ceasornice elvețiene. Să mai poftească vami și să-mi cofiște marfa la frontieră când o să-l am de ministrul comerțului în Consiliul de Administrație. Așa, dragul meu, te felicit. Ești un suflet mare. În loc de bani ai ales cea mai frumoasă zest, de dragostea lui Perișon. Un moment. Andrei! Da? Dă drumul trăsurii! Mergem pe jos! Și comisionul meu? Hai, e regulă! Ai 10% din dragostea lui Perișon!